Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și, ca de obicei, am pentru voi un subiect pe cât de incitant, pe atât de uluitor. Am convingerea că toți cei care mă urmăresc vor distribui prietenilor lor acest material. Înainte de a începe, țin să mulțumesc prietenilor noștri din Statele Unite ale Americii, statul Arizona, celor din Marea Britanie, din Spania, Italia, Franța, Germania, Austria, din Belgia, Canada, Republica Moldova, însă nu în ultimul rând, țin să le mulțumesc tuturor compatrioților mei care mă apreciază. Și acum, haideți să vedem despre ce informații incredibile este vorba. Se pare că extratereștrii sunt implicați, prieteni, în vindecarea celor mai grave boli ale oamenilor. Să fie adevărat? Haideți să vedem. Viața extraterestră sau viața din spațiul cosmic este o ipoteză conform căreia în univers ar putea să existe și viață al cărei mediu natural nu este Pământul. Acest concept se referă la orice tip sau formă de viață, de la cele mai simple sisteme biologice, cum ar fi virusurile sau procariotele, până la cele mai complexe forme de viață cu inteligență proprie și organizare socială. Vârsta Universului, uriașă, precum și numărul enorm de sisteme stelare, sugerează că dacă Pământul ar fi un model de corpuri cerești cu viață general valabil, atunci viața extraterestră ar trebui să fie întâlnită în univers destul de des. De asemenea, există o contradicție evidentă între probabilitatea de existență în univers a unor civilizații extraterestre, probabilitatea estimată a fi mică, dar reală, și lipsa de contacte cu astfel de civilizații sau alte dovezi de existența lor, contradicție denumită paradoxul lui Fermi. Stelele sunt prea fierbinți pentru a adăposti fenomene de viață, dar din cauza că numai Calea Lactee conține probabil miliarde de planete, oamenii de știință presupun că viața extraterestră există. Paradoxul lui Fermi sau paradoxul Fermi este denumit după fizicianul Enrico Fermi și se referă la aparenta contradicție între lipsa dovezilor și diferitele estimări de probabilitate ridicată a existenței civilizațiilor extraterestre în altă parte a galaxiei Calea Lactee. Paradoxul este aplicat galaxiei noastre, lipsa vizitelor, de exemplu, dar și universului întreg, lipsa urmelor existenței unor civilizații eventual extragalactice. Conform acestui raționament, Pământul ar fi trebuit deja să fie vizitat de extratereștri vii, sau cel puțin de sondele lor robotice. Au existat numeroase încercări de a explica paradoxul lui Fermi, în primul rând fie sugerând că ființele extraterestre inteligente sunt extrem de rare, fie propunând diverse motive pentru care astfel de civilizații nu au contactat sau nu au vizitat niciodată Pământul. Cert este că subiectul extraterestrilor a fost și rămâne unul sensibil atât în media cât și în cercurile puterii. Cu toate acestea, în ultimii ani, existența extraterestrilor a început să fie luată tot mai mult în serios, atât de oamenii de știință cât și de clerul de la Vatican. Cardinalii se întreabă ce se va petrece dacă într-adevăr se vor descoperi extraterestrii, iar papalitatea a dat chiar un comunicat în care precizează că este posibil ca Dumnezeu să fi creat ființe extraterestre. Într-adevăr, a crede că suntem singura civilizație din universul fizic, care pentru știință apare aproape infinit, înseamnă nu doar o dovadă de imens orgoliu, dar și o crasă ignoranță. Calculul matematic al probabilităților este edificator în sensul existenței extraterestrilor, iar formula lui Drake din astrofizică nu lasă urme de îndoială. Sursele de cercetare și autentificare a fenomenului OZN sunt numeroase, dar cele mai multe sunt tăinuite. Printre cele vizibile, merită să menționăm chiar Observatorul Vaticanului, care, după mai multe mutări succesive, activează în prezent în Tucson, Arizona, Statele Unite ale Americii.
este unul dintre cele mai performante din lume și este deservit de preoții iezuiți, fiind în același timp conectat cu centrul astronomic de la castelul Gandolfo, reședința de vară a papilor, prin intermediul internetului. El poate cerceta galaxii aflate la 5 miliarde de ani lumină distanță de planeta noastră. Dacă menționăm și faptul că pentru construcția lui au fost necesare 3,5 miliarde de dolari, donați de un grup de mari oameni de afaceri americani, și dacă vom lua în considerare faptul că acest observator se află sub jurisdicția iezuiților, vom înțelege imediat conexiunea francmasonică și interesul imens pe care masonii îl acordă extratereștrilor. La suprafață însă, lucrurile stau cu totul altfel, politica generală fiind aceea de dezarmare a subiectului și de mințire a populației. Un exemplu clar în această direcție este declarația NASA ca răspuns la stupefiantele relatării despre extratereștri făcute de faimosul astronaut american Edgar Mitchell, component al echipajului de pe Apollo 14. În sinteză, el spune că extratereștrii au contactat pe oameni de mai multe ori, însă guvernele principalelor puteri ale lumii au ascuns adevărul timp de peste 60 de ani. Edgar Mitchell susține și că a știut de vizita unor OZN-uri pe Pământ, datorită informațiilor la care a avut acces în anii în care a lucrat pentru NASA. Însă, de fiecare dată, ele au fost ascunse publicului larg. O comparație la nivel tehnologic între lumea noastră și cea extratereștrilor este cu siguranță în defavoarea noastră, susține astronautul american. Potrivit acestuia, tehnologia oamenilor nu este nici pe departe atât de sofisticată ca a lor, iar dacă ei ar fi fost cu adevărat ostili, noi am fi dispărut de mult timp. Iată în continuare declarația lui Edgar Mitchell asupra acestui subiect. Am fost suficient de privilegiat să aflu că am fost vizitați pe această planetă și că fenomenul OZN-urilor este real. Subiectul a fost foarte bine acoperit de toate guvernele timp de 60 de ani, dar încet încet aceste informații au ieșit la iveală, iar câțiva dintre noi am fost privilegiați să fim înștiințați cu privire la aceste lucruri. Oficialii NASA au negat însă imediat comentariile astronautului. Într-un comunicat oficial, purtătorul de cuvânt al Agenției Spațiale Americane a declarat că, citez, NASA nu urmărește OZN-uri. NASA nu este implicată într-o activitate de acoperire a existenței extraterestrilor pe această planetă sau oriunde în univers. Am încheiat citatul. Într-adevăr, NASA nu urmărește OZN-uri. Acest tip de acțiuni fac parte din acțiunile militare strict secrete. Dar, așa cum au precizat mai mulți autori consacrați care au citat surse oficiale militare sub anonimat, NASA reprezintă chiar acoperirea necesară pentru conlucrarea guvernului american cu extratereștrii, precum și pentru diferitele contacte care se realizează cu OZN-urile ori cu extratereștrii. Dacă citim cu atenție lucrările de specialitate în acest domeniu, putem remarca similaritatea istoriilor rusești și americane privind OZN-urile prăbușite și extratereștrii capturați. Ceea ce ridică probleme unor grupuri de interese aflate la putere, la cel mai înalt nivel, în America și în alte țări. Apare evident faptul că ele lucrează la oaltă pentru a dezinforma publicul larg în această privință. Nu trebuie neglijată nici ipoteza că, în loc să recunoască faptul că nu știu ce se întâmplă, anumite cercuri încearcă să profite de psihoza ipoteticei invazii extraterestre spre realizarea unor obiective proprii. Prin urmare, omenirea este confruntată de zeci de ani cu o inteligentă mișcare de dezinformare. Și, ca orice astfel de acțiune, ea este structurată pe mai multe nivele, ca foile de ceapă. Primul strat este acela că fenomenul OZN nu există. Acest nivel de dezinformare este destinat mai ales celor ignoranți și destul de proști ca să creadă serviciul de contrainformații
și părerea generală de tip: eu nu cred în prostiile astea de farfurii zburătoare sau de extraterestri. În jurul acestui strat vine cel de-al doilea, exemplificat prin documentele de tip Majestic 12, care arată că guvernul și Casa Albă cunosc adevărul despre OZN-uri, dar îl ascund. A treia foaie de ceapă, asupra căreia ne atrage atenția reputatul scriitor în domeniu William Cooper, dar și alții, susține că extraterestrii sunt aici, pe Pământ, și că ei sunt de fapt cei care conduc lumea. Faptul mai puțin cunoscut, dar evidențiat mai ales de anumite societăți secrete și cercuri ezoterice, este că întreaga activitate a diferitelor tipuri de civilizații extraterestre care survolează planeta noastră și care au interese aici, numărul lor este estimat la 12 sau 13, sunt la rândul lor sub o strictă supraveghere a două sau trei civilizații extraterestre extrem de avansate tehnologic și chiar spiritual, ele fiind eminamente benefice pentru omenire. Destinul Pământului ar fi complet altul în lipsa acestui serviciu intergalactic de securitate, care nu permite decât în anumite limite amestecul civilizațiilor avansate în viața altor civilizații mai puțin evoluate. Referințele la extraterestrii benefici nu sunt prea multe, dar cert este faptul că ei supraveghează planeta noastră încă din negurile timpului, asigurând astfel perpetuarea speciei oamenilor și progresul lor la toate nivelele. Acest tip de civilizație superdezvoltată are acces direct atât la unele planuri subtile interdimensionale, cât și la energia timpului. Afirmațiile pertinente ale unor autori celebri în domeniul OZN, referitoare la implicația anumitor civilizații extraterestre în conducerea lumii și tăinuirea acestor aspecte de către principalele puteri statale, au un efect notabil asupra marelui public, destabilizând între altele cercetarea serioasă a fenomenului OZN. Realitatea este prea complicată pentru a mai permite o bună focalizare științifică asupra subiectului, chiar și acolo unde există dorința reală pentru aceasta. Un simptom foarte interesant în acest sens este schimbarea survenită după anul 1990 în ceea ce privește viziunea producătorilor și realizatorilor de filme despre extraterestri cu mare impact asupra publicului. Dacă în urmă cu 2-3 decenii filme ca E.T. sau Întâlnire de gradul 3 urmăreau să promoveze imaginea unor extraterestri buni, simțitori, cooperanți, mai recent, filmul Independence Day, lansat în august 1996, ia în derâdere pe cei care își imaginează o posibilă colaborare cu supercivilizațiile extraterestre, argumentând explicit că invazia este iminentă și că singura opțiune pentru această invazie este cea militară. Acest film a și dus de altfel la discuții aprinse în mediile guvernamentale, mai ales după întrebările în acest sens puse de presă, dacă președintele și conducerea țării știe într-adevăr ce trebuie să facă în cazul în care această eventualitate s-ar adeveri. Punând cap la cap piesele unui mozaic complicat de alternative, sugestii, dovezi, disimulări, etc., precum și declarațiile unor autori celebri, cum ar fi William Cooper, Timothy Good or Philip Corso, în surprinzătoarea carte Ziua de după Roswell, mărturii uluitoare venite din partea unor oficialități sau militari, ca și alte acțiuni destinate manipulării opiniei publice, ne putem întreba dacă nu cumva toate acestea ascund de fapt o realitate mult mai profundă a guvernului din umbră sau guvernul ocult mondial, care prin structura sa orchestrează acest secret milenar despre extraterestri. Partea bună este aceea că și elita masonică la vârf, care alcătuiește guvernul mondial ocult, trebuie să respecte regulile impuse de civilizațiile extraterestre benefice, care asistă și supraveghează planeta noastră. Încă de pe timpul civilizației egiptene antice,
Acestea interveneau atunci când era necesar, pentru a păstra un echilibru relativ în evoluția rasei umane. Unele școli secrete ale misterelor din Egipt au revelat chiar și o yantra, adică o reprezentare geometrică sacră ce sintetizează manifestarea unui anumit tip de energie din univers sau macrocosmos pentru contactarea subtil telepatică a uneia dintre aceste civilizații extraterestre benefice, cu un foarte înalt nivel de dezvoltare tehnologică și spirituală. Ceea ce foarte puțin știu este că extratereștrii benefici intervin discret și eficient pentru vindecarea unor boli grave ale unor pământeni. Din ce în ce mai mulți oameni au început să accepte ideea că nu suntem singuri în univers, mai ales după ce anumiți oficiali de rang înalt au făcut publice informații legate de prezența extratereștrilor pe Terra. OZN-urile au putut fi observate mult mai des în ultima vreme, în multe locuri de pe întreaga planetă, chiar și la noi în România. Modul în care ființele extraterestre benefice își semnalează prezența este departe de a se limita la simplele, dar uimitoarele apariții luminoase ale navelor lor pe cer. În ultimul timp, din ce în ce mai multe fapte cu totul excepționale ale acestor ființe superioare au ieșit la iveală. Așa cum se arată în volumul Vindecării ce au fost posibile prin intervenția directă a unor ființe benefice extraterestre, a profesorului yoga Gregorian Bivolaru, extratereștrii benefici sunt deja printre noi de ani buni și se manifestă, între altele, prin vindecări miraculoase. Nivelul de cunoaștere pe care l-au atins civilizațiile extraterestre benefice este mult superior celui al pământenilor. Ei posedă o tehnologie extrem de avansată, cu ajutorul căreia pot vindeca în foarte scurt timp inclusiv boli considerate incurabile de medicina clasică, așa cum ar fi cancerul aflat în stadiul terminal. Cartea profesorului Bivolaru prezintă zeci de cazuri foarte bine documentate de ființe umane care s-au vindecat de unele boli cumplite sau chiar au fost salvate de la moarte prin intervenția unor ființe extraterestre. Studiul acestor vindecări extraordinare evidențiază prezența anumitor tipare după care aceste ființe superioare acționează. În unele cazuri, extratereștrii apar lângă patul ființei umane, apoi o transportă la bordul unei nave, unde fac toate testele necesare și ulterior o informează cu privire la boala de care suferă, dacă aceasta se credea sănătoasă, sau îi dădeau detalii necunoscute de medicina umană persoanei care știa că este bolnavă. După aceea, cu ajutorul tehnologiei sofisticate, omul este vindecat de boala respectivă. În alte cazuri, extratereștrii oferă anumite tratamente, iar ulterior boala dispare cu desăvârșire. Un alt scenariu este acela în care extratereștrii benefici apar în spitale, vin pentru scurt timp lângă o ființă bolnavă pe care o ating sau căreia injectează o soluție, după care omul este vindecat. Există chiar și spitale volatile care apar în cele mai neașteptate locații și dispar fără urmă imediat ce vindecarea a avut loc. În alte cazuri, intervenția extraterestră se produce când persoana se află la volanul mașinii. Deasupra vehiculului apare un OZN care proiectează asupra lui un fascicul de lumină, după care dispare. La scurt timp după aceea, omul constată că este vindecat. În cartea Vindecării ce au fost posibile prin intervenția directă a unor ființe benefice extraterestre, sunt prezentate de asemenea cazuri uluitoare ale unor familii întregi care au fost vindecate de anumite boli, precum și cazuri în care aceeași persoană a fost vindecată succesiv de diferite boli grave care îi apăreau. În toate aceste cazuri de vindecări miraculoase, extratereștrii benefici s-au manifestat cu o discreție maximă și au dat dovadă de un altruism cu totul aparte, venind să facă bine și apoi dispărând, fără să aștepte măcar un cuvânt de recunoștință în schimb. Recent, pe internet a început să circule chiar o știre extraordinară despre apariția extraterestrilor benefici
într-un spital din localitatea spaniolă Andorra, unde vindecă unii copii care suferă de cancer în fază terminală. Iată în continuare acest articol, așa cum apare pe una dintre paginile de internet. Incredibil! Extratereștrii vindecă copii bolnavi de cancer într-un spital din Andorra. Entități extraterestre apar extrem de des în saloanele copiilor bolnavi de cancer din spitalul Los Niños din Andorra. Spre mirarea tuturor, fără să se folosească de o tehnologie sofisticată, aceste entități vindecă ca prin minune zeci de copii în fiecare an. Cel puțin 15 medici din spitalul Los Niños au declarat într-un raport special că de-a lungul timpului au zărit pe camerele de filmat numeroase entități extraterestre în camerele copiilor bolnavi de cancer în fază terminală. Extratereștrii au o înălțime de doar 1,5 metri și sunt extrem de sensibili la boala cu care se luptă copiii. Doar în ultima lună, 4 copii au fost vindecați de entitățile extraterestre. Iată ce declară una dintre asistentele spitalului. Nu am putut crede că ceea ce văd este real. Am fost de gardă într-o noapte și după ce am completat rapoartele, am privit pe hol și am văzut cum veneau spre mine 2 creaturi extraterestre mici de înălțime. La început am crezut că sunt 2 băieți care au ieșit din salon, dar când am privit mai bine, am realizat că sunt 2 creaturi extraterestre. Aveau capetele mari, ochii migdalați și pielea de culoarea brună. M-am speriat, dar în același timp am simțit un sentiment de dragoste și bunătate atunci când s-a oprit în fața mea, a declarat Lupe Montoya, asistentă la spitalul Los Niños. Cele 2 creaturi au intrat în camera lui Juan López, un băiețel de numai 7 ani, care după estimările medicilor ar fi trebuit să moară de leucemie în numai 1 săptămână. În acea clipă, asistenta a chemat paza, dar și pe medicul de gardă. Când am intrat în salon, am observat cele 2 creaturi lângă patul lui Juan López. Unul dintre extratereștri i-a atins fața cu degetul său lung și imediat corpul copilului a fost înconjurat de o aură aurie, susține doctorul Thomas Ruiz. După ce ființele extraterestre au părăsit spitalul, băiețelul a fost supus unor teste și medicii au constatat cu stupoare că fusese vindecat de cancer. La fel s-a întâmplat și în cazurile Mariei Munoz, Anitei Peña și lui Hector Gomez, toți diagnosticați cu cancer în fază terminală. Conform declarațiilor medicilor, extraterestrii vin întotdeauna la ora 1 și vindecă cu o atingere pe frunte. Aceste evenimente se repetă de câțiva ani, dar nimeni nu a avut curajul să le facă publice din motive evidente. Acești extraterestri benefici sunt considerați ca fiind ființe de lumină. În data de 21 ianuarie 2019, integrând un anumit moment astrologic, Cobra a propus realizarea la unison a unei meditații excepționale pentru a acumula pe planeta Pământ cât mai multă lumină dumnezeiască. Cu această ocazie, în cadrul școlii de yoga Misa, a fost realizată în intervalul orar 6:50-7:45 o meditație extraordinară de evocare, plină de fervoare înălțătoare, a revărsării nesfârșitei luminii dumnezeiești alb strălucitoare în ambianța sferei tainice de forță a planetei Pământ. După acest eveniment, blogul Portalul Cobra a informat despre rezultatele meditației, oferind câteva repere despre situația planetară și evenimentele care vor urma. Iată, meditația Întoarcerea la Lumină a fost un mare succes. Între 1.000.000 și 2.000.000 de persoane au fost informate despre meditație, iar între 300.000 și 400.000 au participat efectiv, astfel încât masa critică a fost realizată de multe ori. Valul energiei din Soarele Cosmic Central a ajuns pe suprafața planetei și această energie a fost ancorată ireversibil pe Pământ.
Aceasta a modificat în mod semnificativ structura anomaliei primare în jurul suprafeței planetei și am intrat în faza următoare a spargerii compresiei, așa numită fază de nucleare. Faza de nucleare este o fază foarte importantă a unei tranziții de fază între două sisteme dinamice și, după meditația din 21 martie, am intrat în această fază a procesului de eliberare planetară și cosmică. De acum încolo, bulele de cer au început să se formeze în interiorul carantinei Pământului, ca urmare a intervenției directe a Soarelui Central Cosmic. Acest fapt a fost posibil numai deoarece conștiința noastră colectivă, în timpul meditației, a acționat ca o lentilă pentru a focaliza lumina Soarelui Central Cosmic pe suprafața planetei. Viitoarele civilizații vor vedea cel mai probabil acest moment ca fiind unul definitoriu în evoluția conștiinței acestei planete. Bulele de cer sunt zone de lumină pură care există independent de orice materie care a fost creată în interiorul celei de-a 11-a dimensiuni a continuumului spațiotemporal. Aceasta înseamnă, practic, că există mici zone în interiorul materiei fizice și non-fizice de pe suprafața planetei, asupra cărora forțele întunecate nu au nicio putere. Acesta este adevăratul sens al revenirii luminii. De asemenea, practic aceasta înseamnă că de acum înainte va fi mult mai ușor să ajungeți la lumină și să o aduceți în viața voastră. Înseamnă că am ieșit din faza rezistenței, în care ne luptam cu oculta malefică, și suntem în faza de descoperire, în care pur și simplu noi creăm noua noastră realitate, în timp ce observăm cu calm vechea lume care se prăbușește sub acțiunea propriei sale entropii, fără a fi afectați de această dramă și făcând să strălucească lumina asupra tuturor situațiilor. Bulele de cer se vor înmulți și vor crește în sfera Pământului aflat în carantină până la apariția evenimentului. Acum este momentul să fie făcute publice anumite informații care ar putea fi șocante pentru unii, dar pe care, în adâncul lor, mulți le știau deja. La un anumit moment după eveniment, va exista o deplasare fizică polară a axei de rotație a Pământului, care va fi declanșată de Soarele nostru, acesta devenind o stea micronovă, T Tauri, sub influența activității Soarelui Central Cosmic și Soarelui Galactic Central. Soarele astfel activat va emite apoi un val mare de plasmă care va provoca deplasarea crustei Pământului, ceea ce va modifica axa de rotație și va duce la apariția unui tsunami de aproximativ 1800 de metri înălțime. Acest val enorm va elimina de pe suprafața planetei toate impuritățile care încă mai este necesar să fie curățate. Inutil să spunem că toate insulele de lumină și toate zonele de lumină vor fi complet neafectate de valul tsunami, deoarece vor fi protejate cu ajutorul unor tehnologii avansate care ne-au fost date de rase extraterestre benefice după eveniment. Deoarece toate acestea se vor petrece doar la câțiva ani după eveniment, nu avem de ce să ne temem. Un eveniment similar de emisie de plasmă solară, dar mai mic în magnitudine și fără modificarea axei fizice de rotație a Pământului, a avut loc la jumătatea ciclului precesional, adică acum 12.900 de ani, ceea ce este confirmat prin studii geodezice de către Greg Braden. Oculta malefică este în mod evident neliniștită, întrucât ei știu că nu au unde să se ascundă și de aceea au dezvoltat diverse programe secrete spațiale, sperând că vor scăpa de aceste evenimente. Ei au născocit, de asemenea, înșelătoria încălzirii globale pentru a ascunde adevărul referitor la schimbarea polilor care va avea loc. Schimbarea polilor este unul dintre principalele lor secrete pe care încearcă să le ascundă. Dar adevărul iese la lumină, iar modificarea poziției polilor magnetici, care este un precursor al modificării axei fizice, se petrece deja.
Cel de-al doilea secret pe care oculta încearcă să îl ascundă este că interacțiunea armonioasă dintre polaritatea feminină și cea masculină creează un câmp electromagnetic toroidal care trezește energia kundalini, ceea ce conduce la eliberarea planetară. Deoarece planul ocultei de a suprima sexualitatea umană a eșuat, ei au elaborat un nou plan, anume doresc să depolarizeze ființele umane și să îi facă atât pe bărbați cât și pe femei să devină confuzi în ceea ce privește identitatea lor sexuală, prin promovarea confuziei de gen, prin demasculinizarea bărbaților și prin defeminizarea femeilor. Pentru a defeminiza femeile și a le face să se rupă de puterea imensă ce rezidă în sexualitatea lor pură, cei din ocultă au organizat de asemenea campanii mediatice în ultimele decenii pentru a promova produse de igienă toxice care generează dezechilibre hormonale la femei. Energiile masculine pure, active, electrice, nedistorsionate și energiile feminine pure, receptive, magnetice, nedistorsionate sunt necesare pentru eliberarea planetară. Energia masculină activă, electrică și pură este esența ciocanului lui Thor. Energiile feminine receptive, magnetice și pure creează un câmp de rezonanță care este antena de contact pentru eveniment. Împreună, ele creează Sfântul Graal. Împreună, ele creează mandala familiei sufletești. Este timpul ca oamenii care au conștiința cea mai trezită din populația de suprafață să înceapă să creeze legăturile familiei sufletești, bazate pe perspectiva sufletului. Acest proces a început deja. Mandalele familiilor sufletești vor începe să fie vii în insulele luminii. Procesul de creare a insulelor de lumină a început deja și există deja proiecte în curs de desfășurare în Asia, Europa, Africa și America. Mandalele familiilor sufletești și insulele de lumină sunt bule de cer care sunt create în interiorul sferei planetare, dar paralel cu iadul condițiilor actuale de la suprafață. Ele se manifestă când este suficientă lumină. Acestea sunt semințele viitoarei civilizații de pe suprafața planetei. Acum este timpul. Și în încheierea raportului meditației Întoarcerea la Lumină, în fleșul unui moment, tot ceea ce este făcut va fi desfăcut. Victorie luminii. Dragi prieteni, atât despre acest subiect. Voi ce părere aveți despre intervenția benefică a extratereștrilor și transformarea planetară care se pare că a început deja? Aștept să-mi scrieți în secțiunea comentarii de mai jos. Iar până data viitoare, când vă aștept cu mare drag, vă doresc numai bine, pe curând!